Bine v-am regăsit! Azi, a doua și ultima parte a miniseriei despre antimateria. Am folosit în prima parte și voi folosi în continuare atât noțiunea de antimaterie, cât și cea de antisubstanță, prin antisubstanță înțelegând antimateria organizată în atom și molecule. Am explicat ce este antimateria și am arătat că atunci când o particulă se întâlnește cu antiparticula ei sau atunci când substanța vine în contact cu antisubstanța, are loc un proces de anihilare în care atomii se transformă în fotoni gamma de mare energie, atomii sau particulele, adică dispare ceea ce numim substanță și rămâne doar energie radiantă. Repet, pentru că e foarte important că în reacțiile de anihilare sunt respectate toate legile de conservare. Se conservă sarcina electrică, se conservă impulsul, fotonii au și ei impuls și, în general, sunt respectate, așa cum am spus, toate legile de conservare din fizică. Se conservă și energia, pentru că atunci când spunem se degajă energie, nu înțelegem prin asta că se produce energie. Niciodată nu se produce energie, niciodată nu dispare energie. Am vorbit în materialul E=mc² despre echivalența dintre masă și energie. Masa atomilor și antiatomilor sau particulelor și antiparticulelor este tot energie. Masa este o manifestare a energiei. Și ceea ce se întâmplă în procesele de anihilare este că acea energie concentrată într-un volum foarte mic, pe care o numim masa particulelor, se transformă în fotoni, adică în energie radiantă. O întrebare foarte importantă și interesantă este următoarea. Atunci când vedem un corp cosmic printr-un telescop, o stea sau o galaxie, de pildă, ne putem da seama dacă acel corp cosmic este alcătuit din materie sau din antimaterie? Ei bine, direct nu. Noi cunoaștem Universul aproape exclusiv prin radiație electromagnetică, adică prin unde radio, microunde, infraroșu, lumină, ultraviolet, raze X și raze gamma. Dar radiația electromagnetică este aceeași, indiferent că este emisă de substanță sau de antisubstanță. Nu există lumină și antilumină, pentru că, așa cum v-am arătat în prima parte, fotonul nu are antiparticulă, sau altfel spus, el este propria lui antiparticulă. Și asta înseamnă că o stea, o galaxie sau orice corp alcătuit din antimaterie arată exact ca un corp alcătuit din materie. Lumina este aceeași, indiferent dacă a fost emisă de materie sau de antimaterie, de substanță sau de antisubstanță. Așa că aveți grijă, dacă vă întâlniți în spațiul cosmic un extraterestru, nu vă grăbiți să dați mâna cu el, s-ar putea să fie din antimaterie. Și în acest caz, ceilalți vor vedea cea mai explozivă strângere de mână din univers. Asta dacă sunt destul de departe. Cu toate astea, știm că probabil nu există în universul observabil zone în care galaxiile și stelele lor ar fi alcătuite din antimaterie. De unde știm? Nici în spațiul interstelar, adică în interiorul galaxiilor, și nici în spațiul intergalactic, nu este vid perfect. În spațiul interstelar, concentrația de particule, adică ioni, atomi, molecule, poate ajunge în unele regiuni până la 1.000.000 de particule pe centimetru cub. Dacă vi se pare mult, să știți că în jurul nostru aerul are o concentrație de vreo 10.000 de miliarde de ori mai mare. Începând cu anul 2012, avem informații directe despre spațiul interstelar din vecinătatea Soarelui, deoarece sonda spațială Voyager 1 a devenit în acel an primul obiect făcut de om care a ajuns în spațiul interstelar. În spațiul intergalactic, concentrația de particule este mult mai mică, probabil cam până la 10 pe metru cub, din câte își pot da seama astronomii și astrofizicienii pe baza observațiilor pe care le avem. Deci, indiferent despre ce spațiu cosmic vorbim, vidul nu este perfect. Și Și asta înseamnă că dacă unele galaxii ar fi alcătuite din antimaterie și ar fi înconjurate de galaxii alcătuite din materie, în zona de contact dintre spațiul lor extragalactic ar trebui să aibă loc un număr fantastic de procese de anihilare. Și asta ar însemna o emisie foarte puternică de raze gamma în tot volumul respectiv. Dar un astfel de fenomen n-a fost observat niciodată, nicăieri în universul observabil. Sigur, rămâne posibilitatea ca zone uriașe din univers să fie alcătuite din antimaterie. De pildă, tot universul observabil este alcătuit din materie, dar există zone la fel de vaste, poate, despărțite prin vid aproape perfect, pe care nu le putem observa din cauza expansiunii universului. Numai că nu se cunoaște niciun mecanism prin care materia s-ar fi putut despărți de antimaterie în acest fel. Deci tot ceea ce știm ne duce la concluzia că nu există decât materie în univers. Nu există zone în care antimateria să se fi organizat în antisubstanță, adică să apară antigalaxii, antistele, antiplanete, anti-oameni și anti-YouTube. Și așa ajungem la marele mister al antimateriei, despre care v-am promis că voi vorbi. Când densitatea de energie atinge valori fantastice, adică atunci când reușim să înghesuim într-un volum mic multă energie, are loc un proces invers procesului de anihilare, adică are loc un proces de generare de particule, perechi de particule și antiparticule. Putem produce acest fenomen în acceleratoarele de particule. De pildă, la Geneva, în cel mai performant accelerator de particule din lume, Large Hadron Collider, protonii sunt accelerați până la o viteză de 0,99999999 din viteza luminii. Protonii accelerați acolo au viteza mai mică cu doar 3 metri pe secundă decât viteza luminii sau cu aproximativ 11 km pe oră. Asta înseamnă că dacă protonii respectivi ar face o cursă cu lumina, după o oră ei ar fi în urma luminii cu doar 11 km. Fiecare proton accelerat la Geneva are energie cinetică cam cât un țânțar. Și dacă vi se pare puțin, atunci să știți că într-un țânțar avem zeci de milioane de miliarde de protoni și neutroni. Și când protonii se ciocnesc la asemenea energii, apare o ploaie de perechi particulă-antiparticulă. Energia cinetică a protonilor se concentrează în masa unor particule care apar. Dar generarea de particule se face în perechi, adică pentru fiecare particulă apare și antiparticula ei, altfel n-ar fi respectate legile de conservare. Și asta înseamnă că în primele momente de după Big Bang, când densitatea de energie era inimaginabilă, când condițiile au permis formarea primelor particule, acestea s-au format în perechi. Și ne-am așteptat, deci, ca materia și antimateria să se fi format în cantități egale. Dar dacă ar fi fost așa, n-am fi aici să vorbim despre acest lucru, deoarece materia și antimateria formată s-ar fi anihilat apoi reciproc și n-ar fi rămas decât energie radiantă în univers, raze gamma. În acest caz, universul n-ar fi ajuns să conțină ceea ce numim substanță, deci nici planete, nici stele, nici galaxii, nimic. Acesta este marele mister legat de antimaterie, care este fenomenul prin care în univers a rămas materie. Deci, până la urmă, cum de există universul așa cum îl vedem? Există mai multe explicații posibile, cea mai acceptată, pentru că este susținută de unele experimente făcute cu ajutorul acceleratoarelor de particule, este o teorie numită bariogeneză. Aceasta susține că există un mecanism, pentru care nu avem o explicație teoretică completă, care face ca simetria de producere materie-antimaterie să fie încălcată. E adevărat extrem de rar. Această violare a unor legi de conservare din mecanica cuantică a dus la formarea de materie într-o cantitate un pic mai mare decât cea de antimaterie. Așa că după ce cea mai mare parte a materiei s-a anihilat în contact cu antimateria formată, a rămas materia produsă în plus față de antimaterie. Deci tot ceea ce vedem azi, universul observabil, nu este decât o foarte mică parte din materia care s-a format la Big Bang, este doar ceea ce a rămas după anihilarea particule-antiparticule. Dar, repet, nu există o teorie bine confirmată experimental care să explice procesul de bariogeneză. De aceea, însuși, faptul că există universul este un mister. În final, vreau să vă spun că pot exista și alte explicații mult mai ciudate pentru acest mister. Una dintre ele se bazează pe faptul că am putea considera o antiparticulă ca fiind o particulă care călătorește invers în timp. Dar despre asta voi vorbi cu altă ocazie. Și această idee spune că ar fi existat un univers înaintea universului nostru și acest univers ar fi fost alcătuit din antimaterie și în universul acesta timpul curgea invers. Așa că existența lui s-a terminat în momentul Big Bang, în momentul în care a început existența universului nostru. Mai sunt multe aspecte interesante legate de materie și antimaterie, dar despre ele voi vorbi cu alte ocazii. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!